Bună, draga mea! Sunt Lunala. Săgetător, 2019. Prima jumătate a anului va fi calmă. Jupiter îți va oferi timp pentru a acumula puterea și înțelepciunea de care vei avea nevoie, deoarece aerul se va schimba deja în vară. Un amestec de evenimente îți vor umple anul, te poți pregăti în siguranță pentru o poveste de dragoste interesantă. Va fi totul potrivit legii genului, o viață calmă, măsurată, în care va izbucni dragostea, un copil se va naște din ea, vor apărea niște secrete de familie, fosta iubire se va rupe în fărâme zornăitoare, dar va apărea alta nouă care va fi completă diferită de cea veche. Totul se va întoarce și se va roti și se va termina cu o nuntă, deși cu un erou nu din acest roman. Pentru tine, anul 2019 va fi plin de evenimente furtunoase, emoții vii, nu întotdeauna bune, dar deloc rele. Viața ta va semăna cu o telenovelă de tipul acela brazilian siropos în care aștepți ca în fiecare zi să se întâmple ceva superb, mai frumos ca ieri. Viața ta măsurată se va transforma într-o oală fiartă, energia ta va fi cheia. Vei pierde o mulțime, dar vei obține și mai bine decât speri sau te aștepți. Nu îți fie frică să distrugi vechile legături, să riști și să experimentezi, norocul va fi pe partea celor curajoase. Pentru 2019, ritmul va fi identic cu cel de anul trecut. Toate ideile și planurile nerealizate au toate șansele să se întâmple în noul an. Dacă ți-ai pierdut deja entuziasmul, caută-te surse de inspirație și de energie pentru a câștiga noi puteri. Nu poți pierde șansa pe care stelele rare ori o dau de două ori, iar tu o primești din nou, până și obstacolele nu pot fi, de asemenea, temătoare. În viața ta vor fi oameni puternici. Reprezentantele acestui semn riscă să înflorească atât în sfera intereselor de carieră, cât și în construirea de relații cu o persoană interesantă. Totuși va trebui să înveți să ai hotărâri judicioase cu privire la deciziile de viață importante. Adu înțelepciune și o abordare intelectuală de partea ta pentru a finaliza anul cu succes. Luminariile celeste prezic o exacerbare a riscului de conflicte personale, pe care tocmai trebuie să le ignori, izbucniri de emoție și izbucniri broște de furie. Stelele spun că vei avea nevoie de mult mai mult timp pentru a petrece cu prietenii și familia, singurătatea este contraindicată pentru tine, poate chiar să te conducă într-o stare depresivă. Începutul anului pentru unele dintre voi va fi marcată de o reaprovizionare în familie, care va agita starea financiară deja instabilă. Cu toate acestea, până în primăvară totul va fi normalizat, un prieten de încredere și sigur se va oferi să devină partener într-o afacere profitabilă. Mulțumită acestui fapt, la sfârșitul verii, îți vei permite să achiziționezi proprietăți imobiliare, care vor fi ocupate până în decembrie. Reprezentantele singure ale semnului, în toamnă se îndrăgostesc dintr-o dată de un bărbat care a fost cunoscut de multă timp, dar nu l-a perceput ca pe un obiect al iubirii. Sentimentele vor fi luminoase și de neuitat, dar romanul nu va dura mult timp datorită mutării celui iubit. Datorită anumitor circumstanțe, tu nu-ți vei putea permite să mergi cu el. Cu toate acestea, tu nu vei fi tristă mult timp, noul an te va fi întâmpinat cu o persoană drăguță în viața ta. Din cele spuse până acum, înțelegi că principalele scene de acțiune ale anului se vor desfășura în relația ta. Vei fi aruncată în al nouălea cer la vârful pasiunii, apoi în abisul dezamăgirilor. Încearcă să stabilești un echilibru între inimă și rațiune, pentru a decide cu un cap sobru tot ce privește relația. Dar indiferent de modul în care se va fi încheiat o relație, totul va fi mai bine pentru tine. Vei vedea. Dragostea pentru Săgetător în 2019. În dragoste, astrele te predispun la un mare eveniment. Prin natura ta, o femeie iubitoare de libertate, te vei bucura de fiecare moment al vieții. Ești destul de serioasă în ce privește responsabilitățile de familie, dar nu te grăbi să legi nodul. Porcul de pământ, guvernatorul anului chinezesc,
îți va oferi argumente convingătoare în favoarea unei relații serioase. Stelele îți promit o viață personală bogată, vei aprecia avantajele unei căsătorii puternice. În anul porcului de pământ, stelele prezic schimbări cardinale în viața celor libere. Burlăcițele și femeile divorțate vor fi fericite să încheie o relație instabilă și vor fi destul de pregătite să se alăture unei uniuni familiale serioase. Cele care evită obligațiile căsătoriei pot pierde o șansă fericită de a-și aranja destinul. Reprezentantele cu o familie în spate nu trebuie să se teamă de probleme grave, pur și simplu vor lipsi. Sănătatea pentru săgetător în anul 2019. Stelele nu au pregătit niciun cartonaș roșu pentru tine în sfera sănătății în 2019. Deoarece anul 2019 este în mare parte tranzitoriu, pentru tine se va dovedi destul de dificil în ceea ce privește depășirea dificultăților. Sistemul nervos al corpului poate fi afectat în special. Ar trebui să ai grijă de sistemul nervos central. Te poți pregăti în avans cu ceaiuri sedative speciale și infuzii de plant medicinale. Nu abuza, dar trebuie să ții minte că le-ai la îndemână. Sistemul digestiv poate suferi, de asemenea, tulburările metabolice sezoniere care vor duce la modificări necontrolate ale greutății corporale. Atenție! În timp obezitatea este posibilă. Ai grijă de ficat. În condițiile celui mai puternic stres și încărcătură constantă, datorită folosirii alimentelor nesănătoase și alcoolului, cuptorul corpului este predispus la boli grave și distrugere. Există pericolul agravării altor boli, mai ales cronice. Pentru cele care au deja instalată distonia neurovegetativă se recomandă efectuarea aromaterapiei. Această procedură este plăcută și nedureroasă. Aromele de lavandă, citrice și conifere vor face posibil într-o perioadă scurtă de timp, a uita de boală. În toate cazurile mai grave, ar trebui să consulți imediat un medic, deoarece complicațiile vor deveni scumpe. Datorită numărului mare de sarcini și probleme, până la mijlocul anului, ai putea avea probleme cu spatele. Pentru a corecta situația, masajul profesionist te va ajuta, dar cel mai bine este să-ți revizuiești viața, eliminând tot ceea ce te împiedică să respiri cu pieptul complet. Activitățile în aer liber, piscina, marea, excursiile cu bicicleta te vor ajuta să obții ceea ce dorești. Până la sfârșitul anului, sănătatea va rămâne puternică. Banii și cariera pentru săgetător în 2019. Ca și carieră, săgetătorul în 2019 nu este cel mai de succes personaj. De fapt, pentru un loc de muncă, va trebui aproape să lupți. Nu știu cum, dar trebuie să fii în alertă. Rivalii nu sunt adormiți și sunt pregătiți în orice moment să-ți ia bucata din mână. Pentru cele care au deja câștiguri stabile și muncă permanentă, un astfel de vârtej de evenimente nu este teribil, cu ele aceste lucruri nu se va întâmpla. Dar prudența nu rănește, trădarea și lupta pentru ce ai tu nu s-au inventat în acest an. Cele care au o afacere individuală vor avea și momente dificile. Nu te baza pe ajutorul cuiva. Ia în considerare faptul că pe tot parcursul anului va trebui să ieși din situații dificile. Nu renunța, luptă pentru existența afacerii tale până la sfârșit. Altfel victoriile nu sunt garantate și cel puțin nu se va pierde nimic. În plan financiar nu vei primi o creștere serioasă a banilor, dar nici nu vei pierde. În 2019, trebuie să fii mai puțin risipitoare. Banii la gunoi nu sunt necesari. De asemenea, nu este recomandat să refuzi iubitului o plăcere. Vei avea suficienți bani pentru a te răsfăța cu excursii și distracție decentă în timpul vacanțelor, mâncare delicioasă sau cumpărarea de haine. Tot ce vei fi cheltuit în acest an, va fi umplut. Cel puțin vei primi exact aceeași sumă pe care o cheltui. În cel mai bun caz, există posibilitatea de a obține mai mult. Nu paria pe aventuri. Propunerile de a câștiga prin orice modalitate absolută nelegală trebuie respinse. Norocul în 2019 nu este pe partea ta. Există riscul de a fi prinsă cu muța în sac sau de a rupe o afacere. Atunci nimeni nu va primi nimic,
ci va pierde. Tu știi, astrele sunt optimiste. Numerele norocoase ale anului. 2, 5, 8. Culorile norocoase ale anului. Galben, gri, maro, auriu. Florile norocoase ale anului. Hortensie, flori înghivece, margarete. Direcții norocoase. Sud-est, nord-est. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!